Fostul polițist local, pensionar acum, a zărit proiectilul în timp ce mergea spre casă către localitatea Vadupașii pe digul râului Buzău. Bărbatul și-a alertat imediat colegii de la poliția locală, iar un echipaj s-a deplasat la fața locului. Agenții locali au izolat zona și au îndepărtat trecătorii până la sosirea pirotehniștilor buzoieni. Proiectilul a fost ridicat de către reprezentanții sub Buzău în maximă siguranță. La fața locului s-a deplasat echipa pirotehnică a inspectoratului, ce a ridicat în vederea depozitării, în condiții de siguranță, a unui proiectil de artilerie fără focos, calibrul 152 mm. Fac precizarea că orice element de muniție este periculos și că ne poate pune viața în pericol. An de an, proiectile, bombe și alte tipuri de muniție sunt descoperite în întreaga țară de pirotehniștii Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Muniția este descoperită în cele mai diverse locuri. Mai grav este faptul că mulți nu știu cu ce se confruntă. Militarii atrag atenția celor care găsesc asemenea proiectile să nu le miște din loc pentru că sunt la fel de periculoase ca acum 60-70 de ani. Cele mai multe astfel de misiuni ale pirotehniștilor au fost înregistrate în județele Vrancea, Vaslui, Iași și Prahova.